Bună! Eu sunt Camelia, bine ați revenit în bucătăria mea aici la gătește-ușor.ro. Astăzi vă voi arăta cum să faceți supă cremă de broccoli, o supă vegetariană și totodată perfectă pentru zilele de post. Pentru această supă voi folosi 2 bucăți de broccoli, 2 morcovi, o bucată de pastârnac, un pic de piper, o linguriță de sare, o lingură de ulei de măsline, 2 cartofi și o ceapă. Pentru a face supa de broccoli, voi tăia legumele în bucăți destul de mari și ulterior le voi pune la fiert. Mai târziu le voi pasa folosind un blender, deci nu trebuie să vă îngrijorați asupra dimensiunilor. Am pus apă la fiert în această oală și de îndată ce va da în clocot, voi pune în ea toate legumele și le voi lăsa până vor fi fierte complet. Legumele s-au fiert, sunt gata. Acum le voi strecura și voi păstra zeama pentru că o voi folosi mai târziu. Este momentul să termin supa de broccoli. Am aici legumele fierte și scurse, iar aici am lichidul în care au fiert. Voi adăuga peste legume uleiul de măsline, sarea și piperul, le voi pasa folosind un blender și dacă supa este prea groasă, voi mai adăuga un pic din lichidul în care au fiert legumele. Supa cremă de broccoli este gata. Vă sugerez să o serviți alături de curtoane. Sper că v-a plăcut rețeta mea și dacă da, vă invit să mă urmăriți pe Facebook și să dați subscribe canalul meu de YouTube gătește-ușor.ro. Vă urez poftă bună! Pa, pa!